După care stau și mă gândesc că am 4 parfumuri, cu care parfum să mă dau? Băi, am parfumul A, B, C și D. Mie îmi place cel mai mult parfumul A, dar ei îi place cel mai mult parfumul D. Cu care te dai? Bun, bine ați venit astăzi la cursul despre relații. Astăzi o să rezolvăm problemele voastre din relații pe care sper că nu le aveți, ca să scurtăm cursul cât mai mult. O să începem lecția de astăzi cu cea mai importantă relație pe care o avem în viața noastră. Cea mai importantă relație pe care o avem în viața noastră. Probabil stăm și ne gândim acum care e cea mai importantă. Băi, e relația cu părinții? Cu noi? Relația cu părinții nu e. Nu? Nu ținem la ei noștri, vrem să ne mutăm cât mai devreme de acasă, vrem să plecăm de acolo cât mai repede. După aia ne gândim la relația cu prietena noastră. Nici aia nu este. De ce? De ce nu e? De ce nu este? Că poate să nu mai fie. Exact. Foarte bun răspuns. Da. Tipa ideală pe care noi o întâlnim, o să vedeți că o veți întâlni de foarte multe ori în viață. Eu am întâlnit-o până acum de 6 ori. Da? The one. Cea mai bună tipă, am întâlnit-o de 6 ori până acum. Deci cel mai probabil, cred că se va repeta aceeași lecție pe parcursul vieții mele, pentru că încă nu mă învăț minte. Da? O lecție se repetă până când o înveți. Eu am zis, tipa asta este unică, mă îndrăgostesc de ea, e genială. Și ce să vezi, frate, a apărut alta și mai bună. După care am ieșit, iarăși am făcut game, am făcut pick-up și ce să vezi, am dat de alta și mai bună. Și cred că e un proces de la nesfârșit lucrul ăsta, pentru că și noi, dacă ne îmbunătățim permanent prin dezvoltare personală, o să vedem că nu avem un prag limite la care putem să ajungem. Deci nici relația cu tipa nu este cea mai importantă. Prin urmare, cea mai importantă relație pe care o putem avea este, exact cum a zis și Silviu, relația cu noi. De ce este relația cu noi cea mai importantă? Pentru că dacă luăm, să zicem, toate relațiile pe care le-am avut până acum în prezent cu tipele cu care am fost până acum, ne-am gândit în felul următor. Băi, am fost cu tipa asta și asta la altă și asta la altă și observ că de la tipă la tipă, cel mai probabil, noi o să rămânem la fel. Adică o să rămânem neschimbați. Doar tipele se schimbă. Dacă și tu te schimbi în proces, cu atât mai bine. Însă, ce observați constant în viață? Rămânem cu noi înșine. Suntem blocați în corpul nostru. Dacă noi nu ne iubim pe noi suficient de mult, cum poate să ne iubească altcineva pe noi? Noi stăm tot timpul cu noi. Suntem băgați ca într-o închisoare în care nu putem să ieșim niciodată, frate. Niciodată. Dacă stai un pic să te gândești, frate, niciodată nu o să poți să scapi din chestia asta. Și având în vedere că nu poți să modifici chestia asta, cum este la fel și vremea, toată lumea se supără când plouă afară, nu știu de ce se supără, pentru că nu au cum să modifice lucrul ăsta. La fel și chestia asta. Frate, dacă ești gras, asta e. Așa te-ai născut gras, poți să modifici chestia asta pe parcurs dacă te duci la sală și lucrezi, dar cel mai probabil, bă, e posibil să rămâi la fel. Dacă te-ai născut și ai un ochi mai în stânga, altul mai în dreapta, asta este. Numai prin operație poți să faci chestia asta. Ori te operezi, ori te accepți pe tine exact așa cum ești. Tu vei fi constant pe parcursul vieții tale. Singura relație și cea mai importantă relație pe care poți să o ai este relația cu tine. Cum se reflectă asta în relația cu tipele? Ei bine, să spunem că eu am o relație foarte, foarte bună cu mine. Am o relație foarte bună cu mine. Și mi-am făcut o iubită, una genială. Și în seara asta ieșim în club și vine și ea. Și la ce mă gândesc? Primul lucru la care mă gândesc este, băi, în ce club ieșim? Să zicem că ieșim în Fratelli. Cu ce ar trebui să mă îmbrac, baby? Hei, alo, ia spune și mie, cu ce te îmbraci în seara asta? Ah, te îmbraci în alb? Bine, hai că mă îmbrac, să zicem, în negru. Ok,
După care ea spune, baby, te rog frumos, ai grijă să te bărbirești, că nu-mi place să ai barba aia țepoasă și e enervantă și bărbirește-te și tu, te rog. Zic, ok, bine, ok, m-am bărbirit. După care stau și mă gândesc că am 4 parfumuri, cu care parfum să mă dau? Băi, am parfumul A, B, C și D. Mie îmi place cel mai mult parfumul A, dar ei îi place cel mai mult parfumul D. Cu care te dai? Dai cu parfumul A. Cum să mă îmbrac? Comod? Cum vreau eu să mă simt? Comod? Mai relaxat? Să-mi iau, la, să zicem, la un costum Adidas? Ca să mă simt ok, lejer în club? Sau să port pantofi, să arăt țiplă, să fiu prezentabil ca să nu mă fac de râs în fața prietenilor ei? Gândiți-vă la întrebările astea. Pentru că atunci când o să ieșiți în club, de cele mai multe ori o să luați varianta greșită. Adică o să vă dați cu parfumul D, o să vă îmbrăcați într-un anumit fel, ca ea să vă placă, o să vă încălțați cu pantofi ca să dați bine în fața prietenilor ei, în fața familiei. Da? Nu cred că ați merge la părinții ei îmbrăcați cum vă îmbrăcați de obicei, în club sau pe stradă. Nu, parcă e tricoul Apollo care l-ai luat acolo special, l-ai primit de ziua ta alături de alte 20 de tricouri de la toate rudele pe care nu le-ai purtat niciodată și ai zis să-l iei pe ăla că e nou și arată cel mai bine, nu e decolorat. Ăla este ideal să fac o impresie bună. Corect? Toate lucrurile astea mărunte ne afectează relația noastră cu noi înșine. De ce? Modificându-ne behavior sau comportamentul pentru o altă persoană, noi ce simțim? Că nu mai suntem congruenți cu noi înșine. Simțim cum o parte din noi practic s-a dus în cealaltă persoană. S-a dus partea aia din noi, să zicem, în tipa respectivă. Și ce simt eu în momentul ăla? Când am o ceartă cu tipa respectivă, simt că, băi, mă doare ceva în interior. Ai o durere de aia înăuntru care te roade și nu te lasă să dormi, poate nu mai mănânci. Acum vorbesc așa în general de persoane, da? Mulți dintre voi au trecut peste fazele astea. Dar dacă vă uitați un pic în trecut și sunteți foarte atenți, în special în perioada din liceu, să vedeți că și voi ați trecut prin fazele astea. Să zicem că mă cer cu prietena mea și observ că am o durere în mine. De ce? Eu pe parcurs am aflat niște chestii despre ea. Și ca să reușesc să o cuceresc sau să fiu cu ea, a trebuit să modific niște lucruri. Că o auzeam pe ea că vorbește cu prietena ei, a, că mie îmi plac tipii aranjați cu papion și cravată și te-ai gândit tu la balul tău de clasa 12 să te duci cu papion și cravată ca să o impresionezi pe ea. Modificându-ți un pic și un pic behavior-ul, pas cu pas, încet, încet, o să observ că atunci când ea se supără pe tine, te superi și tu. Și în mod normal, ai zice, păi și nu-i normal? Nu. Pentru că eu să zic Silviu, da? Zic, frate, ești gras, nașpa, prost, nu știu, ești varză. E gen, nu te afectează. De ce? Pentru că tu știi cine ești. Tu știi, bă, eu sunt un tip integru care fac chestia asta și asta și asta. Știind lucrurile astea, orice altceva vine din afara ta, este o chestie auxiliară pe care nici măcar nu o bagi în seamă. Înțelegeți? Dacă revenim la relația cu tipa, lucrurile astea nu mai stau la fel. Pentru că când ea modifică mie comportamentul, ușor, ușor. Dar să știi că și lucrurile alea sunt evidente. Faptul că eu vă zic acum de ele, vă pun oarecum atenția pe ele. Și dacă vă uitați într-o relație în trecut, vedeți oarecum micile astea modificări. Dar dacă sunteți foarte, foarte atenți pe lucrurile astea, o să vedeți că sunt lucruri mărunte pe care nu le luați în considerare efectiv, dar vă afectează la nivel subconștient. Vă dau un exemplu. Pe vremea când eu eram director la Oriflame, vindeam produse cosmetice și după ce am trecut de faza respectivă, am zis hai să fac partea de business. Făceam înscrieri și am dezvoltat o rețea super mare, de pe urma căreia câștigam niște bani destul de frumoși. Când intram în contact cu persoane necunoscute la prospectare pe stradă, ei îmi spuneau felul următor. Pa, ce faci, mă? Vinzi tu produse cosmetice? Ești gay sau ce ești? Chestia asta, deși eu știam cine sunt, te afectează un pic. Da? Asta este, baby, nu purta tricoul ăsta verde, ia-ți-l pe ăla negru. E chestia evidentă. Cum arată chestia subtilă?
Ea arată în felul următor. Și cu ce te acum, Bujor? Păi lucrez la Oriflame, dezvolt o rețea, fac un MLM, chestii de produse cosmetice. Ok. Și ce ai mai făcut azi? Vedeți cât de subtile? E gen, ok. Asta o să vă facă și tipele. Chestii super, super subtile, pe care nu o să le sesizați, însă, dacă vă puneți atenția pe ele și le observați, nu vă afectează. Dar doar dacă le observați. Dacă treceți cu vederea peste ele și spuneți, chestia asta nu contează, o să ieși în club peste o săptămână. Game-ul meu nu mai este la 10 din 10, este la 9 din 10. Peste 2 săptămâni te trezești că este la 8 din 10 și peste 3-4 săptămâni te trezești că este pe la un 4 din 10. De ce? Aceste lucruri care tipele le fac se numesc poison drops, picături de otravă. Aruncă o picătură, aruncă o picătură, aruncă o picătură, până când rana respectivă se face foarte, foarte mare. Și începe să se vadă efectul. E ca atunci când mănânci zahăr. Bă, nu vezi efectul acum. Toată lumea zice, bă, nu mânca zahăr că nu știu ce. Da, mă, dar e bun. Nu vezi efectul acum, dar să vezi când ai 40 de ani ce efect are. Îl vezi pe parcurs, peste o perioadă lungă de timp. La fel și în relații. Când tipele aruncă puțin poison, puțin poison, o să vedeți efectul dacă faceți game în club, dacă faceți business, în business cu clienții, că se reflectă peste tot. Peste tot. Pentru că voi nu mai sunteți congruenți cu voi. Dacă tipul zice, păi vreau să cumpăr chestia asta și nu-mi place că e un pic prea scump, tu nu mai ești aceeași persoană care vindea înainte în trecut la fel de mult. Acum ești schimbat. Ai anumite poison drops în tine care te-au afectat. Și când ești afectat, frate, se reflectă în toate ariile vieții. Indiferent că e familie, că e business, că sunt relații sau chiar sănătate. Ce mănânci? Cred că de-aia, cred pentru că consider chestia asta, cred că de-asta este și lucrul ăla atunci când te desparți de o tipă și suferi super foarte mult după relația cu ea, mai ales dacă a fost de 3-4 ani și încă o iubeai. Știți că picați în frame-ul ăla gen depresie și nu mai mănânci deloc. E ca o purificare, cred că foamea aia. Știți? Practic te purifici de poison-ul ăla și gen revii la personalitatea care o aveai dinaintea relației. Corect? Ce vreau de la Sași Sinucis și nu e vreun fraier, e super tare. Cezar Milan? Nu e ăla cu câinii? A murit? Nu, dar a luat pastile pentru că s-a despărțit de tata lui nevasta. Acum s-a recăsătorit, dar... Acum s-a recăsătorit. Da, are un impact foarte mare. Haideți să vă dau câteva exemple de poison drops. Rate, deci... Credeți-mă, am trecut prin niște faze de nu vă vine să credeți. Când am descoperit chestia asta, eram foarte atent, pentru că eram, cred că, cu vreo 3-4 tipe în perioada aia. Două erau cât de cât ok. Bă, da, una din ele era super posesivă. Și știa ce fac ca meserie. Știa că merg prin club, că agăț și că mă sărut cu tipul. Și mă mai întreba, baby, și ce ai făcut aseară? Zic că am ieșit în club, știi, ca de obicei. Și te-ai sărutat cu tipe? Și zic, chiar vrei să-ți răspund la întrebarea asta? Zic, da. Da, m-am sărutat. Și cu câte te-ai sărutat? Și zic, cred că au fost 7. Bine. Auzi, baby, dar tu știi că există o boală care atunci când te săruți cu foarte multe tipe în club, poți să o iei prin salivă și chestia aia practic te face să devii impotent. Nu mai știu puii mei cum a zis boala aia și chiar există boala respectivă. Nu știu dacă e clamidia sau o chestie dubioasă, oricum. E un virus care îl iei prin salivă. Și băi, am intrat pe internet și mă uit acolo, era adevărată fază. Se ia prin salivă, prin sărut, cu persoane care, mă rog, nu sunt atât de îngrijite. Sau probabil au deja virusul respectiv și nu realizează. Și eram, what the fuck? Nu știam că există așa ceva. Da? Ea, cum a pus frame-ul respectiv? Baby, eu am grijă de tine. Prindeți? Eu am grijă de tine. Nu te mai sărutat cu atât de multe, că e posibil să iei ceva. Și a reformulat-o în felul următor. După ce a zis, știi că există chestia asta și ai grijă și tu pe viitor. Și zic, da, baby, am. Face,
Nu că nu aș vrea să nu continui să faci ceea ce îți place, însă vreau să știi că țin foarte mult la corpul meu. Da? Vedeți cât de parșiv este formulată chestia? Este, tu continui să faci ce vrei, da? E gen poison, tu continui să faci ce vrei, că eu țin foarte mult la corpul meu. Da? Dar deja eu eram afectat de chestia asta. Următoarea fază. Chestia asta trebuie tăiată. Depende. Nu trebuie să o pun. Mi-a ies în felul următor.